și am trimis la monitorul oficial cele două ordine de ministru care reglementează structura anului școlar și care reglementează modificările aduse regulamentului de organizare și funcționare în învățământul preuniversitar, ROPUIP, în sensul în care se micșorează numărul de note necesar încheierii mediei pentru fiecare elev. În situația în care vor apărea cazuri speciale, mediile vor putea fi încheiate după revenirea elevului în școală, chiar dacă revenirea elevului în școală se face în cel de-al doilea semestru, se va putea face, așa cum am anunțat deja, până la finalul semestrului 2. De asemenea, am transmis în teritoriu către inspectoratele școlare județene lista tezelor care vor fi susținute în acest an. Elevii din gimnaziu, mai exact elevii de clasa 8-a, vor avea o teză mai puțin, iar elevii din liceu vor avea de asemenea o teză mai puțin. De la 4 teze în general s-a redus la 3 teze, cu excepția elevilor din învățământul profesional care aveau deja 3 teze. Elevii de clasa 5-a, 6-a, 7-a vor susține în continuare teze la două discipline, limba română și matematică. Este greu de ales între limba română și matematică. Acestea sunt precizările în plan educațional. Repet, ordinele de ministru au fost semnate. Mulțumesc tuturor colegilor mei pentru elaborarea acestor ordine de ministru și au fost transmise către monitorul oficial, vor fi publicate în curând. Cel de-al treilea ordin este pregătit pentru semnare. Se referă la modalitatea de începere a școlii în data de 8 noiembrie, pentru că școala va începe pentru toți elevii și pentru toți copiii din grădinițe în data de 8 noiembrie. Mă refer aici și la sistemul de învățământ de stat și la sistemul de învățământ privat. Este în curs de derulare ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prin care se propune modificarea ordinului Ministrului Educației și Ministrului Sănătății în acest sens. În foarte scurt timp va fi validată hotărârea la nivelul CNSU, ordinul va fi semnat de către cei doi miniștri și va fi trimis spre monitor oficial în vederea publicării astăzi, cât mai curând posibil, în așa fel încât pe parcursul acestei zile să poată exista ședințe ale Consiliului de Administrație în fiecare școală și în fiecare grădiniță, prin care să se ia decizia de funcționarea școlii începând de luni 8 noiembrie și să fie anunțată. Criteriul se referă la rata de vaccinare la nivelul fiecărei școli și grădinițe. Rata de vaccinare la nivelul fiecărei școli și grădinițe va fi disponibilă pe site-ul fiecărui inspectorat școlar județean, respectiv al Inspectoratului Școlar al Municipiului București. În situația în care, dincolo de rata de vaccinare, există probleme la nivel de resursă umană, am dat exemplu unui număr semnificativ de profesori carantinați sau infectați, sau există probleme de infrastructură, va exista în continuare posibilitatea ca la nivelul școlii să se formuleze o cerere conform articolului 3.2 din Ordinul de Ministru 5338, care va fi modificat astăzi, pentru ca școala să rămână în online, chiar dacă are o rată de vaccinare de peste 60%. Rată de vaccinare de peste 60%, conform raportărilor de la finalul săptămânii trecute, exista în 54% din școlile și grădinițele României, învățământ de stat și învățământ privat. În ședințele de astăzi se va actualiza această rată de vaccinare. În unele situații ea a crescut, e posibil să fi schimbat și pragul, sub și peste, să treacă de la sub 60% la peste 60% și aceste lucruri vor fi actualizate de acum încolo, săptămânal, ziua de vineri, fiind considerată zi de referință din perspectiva ratei de vaccinare la nivelul unității de învățământ. În momentul în care se va depăși pragul de 60%, acea unitate de învățământ, școală sau grădiniță, va intra în continuare în regim de prezență fizică. În situația în care apar cazuri de infectare, rămân exact regulile cunoscute. Un caz de infectare apărut într-o clasă generează suspendarea prezenței fizice la nivelul întregii clase automat. Mai mult de jumătate din numărul de clase
număr infectări generează suspendarea prezenței fizice la nivelul întregii școli pentru a preveni apariția de focar. Toate aceste reguli pot fi aplicate din două motive. Odată pentru că în sistemul de învățământ avem disponibilă rata de vaccinare în fiecare școală și în fiecare grădiniță din România, lucru care nu se mai întâlnește în niciunul din alte domenii, drept pentru care le mulțumesc tuturor colegilor din învățământ care au înțeles importanța vaccinării pentru siguranța sanitară în școli și, de asemenea, la nivelul sistemului românesc de învățământ, incluzând și învățământul universitar, avem peste 70% din personal vaccinat. Și mă refer aici la, nu numai la profesori și învățători, mă refer la întreg personalul, respectiv personal nedidactic și personal didactic auxiliar. Pentru a răspunde unei eventuale întrebări, vă spun că am luat în considerare rata de vaccinare la nivelul întregului personal, pentru că elevii interacționează nu numai cu profesorii și învățătorii, interacționează, spre exemplu, și cu îngrijitoarele, interacționează cu alte categorii de personal. În București există o rată de vaccinare de aproape 80%, în Ilfov de peste 80%, există în Cluj, în Constanța există foarte multe județe în care rata de infectare este, rata de vaccinare, iertați-mă, este apreciată ca fiind mare. Există doar 12 județe în care, la nivel județean, media este sub 60%, am menționat deja acele județe. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Bună ziua, puteți spune câte școli din București, începând de luni, vor primi elevii clase? Da, vă pot spune, în București 69% din școli aveau rata de vaccinare peste 60%, deci aproape 70%. Datele vor fi actualizate, după cum am precizat astăzi, în ședințele Consiliului de Administrație al fiecărei școli și sunt convins că în această săptămână s-au adăugat suficient de mulți colegi vaccinați, încât să spunem că în București, la nivelul tuturor școlilor, avem peste 70% rată de vaccinare. Din datele pe care dumneavoastră... Erau 441 de școli și sunt convins că se mai... Erau 441 de școli și grădinițe publice și private, care vineri aveau o rată de vaccinare mai mare de 60%. Vă ascult. Din datele pe care dumneavoastră le aveți, rata de vaccinare este mai mare în rândul școlilor sau în rândul grădinițelor? Este foarte, foarte corectă întrebarea. Rata de vaccinare este cea mai mare în rândul liceelor, apoi urmează grădinițele, apoi pe ultimul loc sunt școlile gimnaziale. Am făcut această analiză. Chiar dacă au peste 60% rată de vaccinare într-o școală, există posibilitatea să rămână în online? Pot părinții da. Să arate în lucru? Există posibilitatea de rămânere în online pe baza unei solicitări făcute de Consiliul de Administrație în baza articolului 3.2 din Ordinul de Ministru Comun 5338. Este o prevedere care nu a fost modificată, rămâne în vigoare. Ne puteți da o cifră exactă? Mă rog, exact, estimativă pe care o aveți la numărul elevilor care s-ar putea întoarce luni fizic la ore din cei aproape 1.800.000 este o cifră estimativă din cei 2.930.000 de elevi și preșcolari. Din privat și... Din privat și public, da. Domnule ministru, în ce măsură să va lua în considerare și procentul celor care au trecut prin boală, pentru că noi vorbim cu școlile cu procente mici, acesta a fost un argument pe care directorii mi l-au adus. A fost discutată și această ipoteză. Având în vedere dificultățile de monitorizare cu privire la numărul persoanelor care au trecut prin boală și contabilizarea perioadei fiecăruia dintre cei care au trecut prin boală, s-a mers pe ideea criteriului rată de vaccinare și atât. Exista posibilitatea de contabilizare, de luare în considerare a celor care au trecut prin boală, dar vă asigur că pragul ar fi fost mai mult de 60%. Și atunci, acest lucru s-a compensat. Și fiecare școală decide în cazul Consiliului de Administrație, dacă vom începe sau nu școală. Școlile care au o rată de vaccinare sub 60% vor începe școala în sistem online. Acesta este un lucru foarte clar.
școlile care au rată de vaccinare și grădinițele care au rată de vaccinare mai mare de 60%, toate vor putea începe școala cu prezență fizică, dacă vor exista situații speciale, cunoscute la nivelul școlii, speciale, specifice, ce țin de infrastructură, de resursă umană, care să genereze concluzia la nivelul școlii că nu se pot asigura condițiile de protecție sanitară necesare, școala are tot dreptul să formuleze o cerere către Inspectoratul Școlar Județean și vă asigur că Inspectoratul Școlar Județean, respectiv Inspectoratul Municipiului București, va aproba cu celeritate acele solicitări. De partea mea, puteți spune, la nivelul personalului didactic și auxiliar, cum stau lucrurile în ceea ce privește vaccinarea? Da, personalul didactic are un nivel de vaccinare mult mai ridicat decât personalul didactic, auxiliar și nedidactic. Și în cifre? Nu știu să vă spun cifre, este o dinamică foarte puternică. Aveți cumva teste pentru testarea elevilor, ați organizat licitații în acest fel? Nu, Ministerul Educației organizează licitații pentru achiziția de teste. Cerințele tehnice și cerințele de reglementare au fost elaborate de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, au fost transmise către ONAC, Oficiul Național de Achiziții Centralizate. ONAC a organizat licitația. Licitația este în curs de finalizare. Au fost declarați câștigătorii pentru lotul 1. Este deja publică informația. Sunt 9 milioane din cele 70 de milioane de teste care fac obiectul acordului cadru din această procedură de achiziție. Astăzi seară, vor fi anunțați deja câștigătorii și pentru loturile 2 și 3. Luni se vor încheia contractele subsecvente pentru lotul 1. Marți se vor încheia contractele subsecvente pentru loturile 2 și 3. Urmează perioada legală de depunere a scrisorilor de garanție, o perioadă de la care nu se poate face rabat, astea sunt procedurile de achiziții, după care lotul 1 are un termen de livrare cuprins între 1 și 5 zile. Lotul 2 are un termen de livrare între 6 și 11 zile. Eșalonarea s-a făcut în așa fel încât testele să ajungă în toate școlile din România cât se poate de repede. Am avut o reuniune și în această dimineață cu cei de la ONAC, după cum am avut discuții și cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, care m-a asigurat că în 24 de ore, de când Departamentul pentru Situații de Urgență va primi testele, ele vor fi distribuite în teritoriu, către DSP-uri și cu sprijinul Inspectoratelor Școlare Județene vor ajunge în fiecare școală și în fiecare grădiniță din România pentru a fi utilizate de două ori pe săptămână pentru toți preșcolarii, pentru toți elevii, pentru toți profesorii și învățătorii și pentru tot personalul didactic și nedidactic, didactic, auxiliar și nedidactic din fiecare școală și grădiniță. Avansamentă de luni vor fi școli sau nu? Deci am precizat calendarul așa cum ne-a fost el prezentat de către organizatorii licitației. Luni vor fi semnate contractele subsecvente pentru lotul 1, marți contractele subsecvente pentru lotul 2. Urmează o perioadă de 5 zile pentru depunerea scrisorilor de garanție bancară, apoi urmează livrările. Din momentul în care Departamentul de Situații de Urgență primește testele, am fost asigurat că în 24 de ore el ajung în tot teritoriul României. Dar știm cu aproximație în cât timp vor ajunge în școli, în câte săptămâni? Am făcut deja acest calcul și știm că de săptămâna viitoare ele vor ajunge în școli. Am solicitat Ministerului Sănătății sprijin pentru elaborarea unei proceduri de administrare a acestor teste pe bază de salivă, în așa fel încât această procedură să poată fi diseminată către toate școlile din România pe parcursul săptămânii viitoare, pentru ca, imediat ce vor ajunge testele, personalul din învățământ să știe în ce mod se vor administra aceste teste. Așteptăm procedura de la Ministerul Sănătății. Administrarea unor teste, fie ele și non-invazive, pe bază de salivă, excede competențele Ministerului Educației, dar sunt convins că vom primi sprijin din partea specialiștilor în sănătate prin intermediul Ministerului Sănătății. Important este că această procedură să fie cunoscută în toate școlile de săptămâna viitoare, înainte să ajungă testele în școli. Dacă putem să ne întoarcem puțin la momentul 1 noiembrie, vreau să vă întreb, am primit mai multe decizii din partea părinților. Spun aceștia că primați de la școală diverse chestionare prin care sunt întrebați dacă vor ca de luni să revină fizic sau să continue copiii online. Este o variantă de lucru din partea asociațiilor de părinți până să se ajungă în consiliile de administrație și să fie luată această decizie?
Eu știu că decidentul este Consiliul de Administrație. Este singurul care poate lua decizia de a solicita Inspectoratului Școlar Județean intrarea în regim online, chiar dacă are o rată de vaccinare ce permite prezența fizică. La nivelul Consiliului de Administrație, părinții sunt reprezentați și își vor putea spune cuvântul. Dacă există motive justificate, și am prezentat deja planurile pe care pot fi aceste justificări, resursa umană, infrastructură, care nu pot asigura protecție sanitară îndeajuns, atunci Consiliul de Administrație este cel care va solicita Inspectoratului Școlar Județean. Acesta este circuitul. Recomand părinților să se exprime la nivelul Consiliului de Administrație al fiecărei școli. Pentru că avem școli în care nu avem niciun caz de infectare, avem școli în care avem foarte multe cazuri de infectare, avem școli în care se învață într-un schimb, avem școli în care se învață în trei schimburi, avem școli cu număr mic de elevi în clasă, școli cu număr mare de elevi în clasă. Nu putem generaliza pentru toate școlile din România. Rata de vaccinare este mai mare în rândul școlilor din mediul urban, comparativ cu rural? Este greu de spus, pentru că a fost și pentru noi o surpriză. Am avut școli și licee care solicită de mult timp reluarea cursurilor cu prezență fizică și urmări rata de vaccinare. Am văzut rata de vaccinare de 40%, de 30%, 36%, chiar la școli cu profil sanitar, rată de vaccinare de 36% în mediul urban, chiar în București. Am văzut colegii centenare, care toate au 70-80% rată de vaccinare, după cum am văzut colegii centenare în orașele mari, care au rată de vaccinare sub 60%. Și atunci, toată susținerea pentru deschiderea școlilor nu este discriminatoriu pentru elevi să depindă de vaccinarea profesorului de la clasă, și mă gândesc în ideea de a încuraja cumva campania de vaccinare și de a merge în școli și de a explica profesorilor. Asta s-a făcut până acum, asta se va face și în continuare și sunt convins că o astfel de modalitate de deschidere a școlilor îi va responsabiliza și pe acei colegi ai noștri care nu au luat încă decizia de a se vaccina. Sunt convins că toți profesorii sunt interesați de educația elevilor, că toți profesorii înțeleg că prezența fizică este un element esențial pentru o educație de calitate și sunt convins că vor face efortul de a se gândi încă o dată dacă se vaccinează, vor lua această decizie în interesul propriilor elevi, la care știu foarte bine că cei mai mulți profesori țin. Domnule ministru, noile testele vor ajunge în școli, sunt obligatorii? Vom vedea procedura care va fi elaborată de către Ministerul Sănătății. Până la obligativitate, sunt convins că sunt teste ușor de administrat, care nu vor mai fi respinse de către părinți, nu vor mai fi respinse de către elevi. Am văzut foarte bine în state europene că ele pot fi chiar și autoadministrabile. Sigur, îndrăznesc să anticipez, în prezența unui adult, mai ales pentru cei mici. Dar fiind atât de simplu de administrat, fiind non-invazive, sunt convins că nu va fi nevoie de obligativitate, pentru că ele vor fi folosite de către elevi și de către angajați, pe baza înțelegerii importanței stării de sănătate pentru fiecare dintre ei și pentru comunitățile în care activează. Aș vrea să încep legat de recuperarea acestor două săptămâni. Va rămâne în continuare vacanță de iarnă sau și în săptămâna asta, înțeles? Vor rămâne vacanță. Deci, încă o dată, am primit foarte multe solicitări și este o solicitare generală aceea de descentralizare. Măsurile pe care le-am anunțat, toate intră în spiritul descentralizării, clamate, cerute de mult timp, nu numai de când a apărut această pandemie, în sistemul de învățământ din România. O altă cerere a fost aceea a păstrării datelor pentru bacalaureat și evaluare națională. O altă cerere a fost aceea a păstrării numărului de săptămâni de curs pentru toți elevii. Acest lucru se poate face, într-adevăr, prin compensarea celor două săptămâni de vacanță, cu o săptămână de vacanță pentru elevii din gimnaziu și liceu, în perioada 3-10 ianuarie, și cu o singură săptămână pentru elevii din învățământul primar și pentru copiii din grădinițe, care vor veni la școală tot pe 10 ianuarie, așa cum știau. Vor face o săptămână în plus de pe 10 pe 14 ianuarie. De asemenea, se va relua activitatea în semestru 2 și aceasta va continua până la datele cunoscute, respectiv 27 mai pentru elevii din clasele terminale, de clasa 12-a. 3 iunie pentru elevii de clasa a 8-a.
10 iunie pentru toți ceilalți elevi, cu excepția elevilor din învățământul tehnologic și profesional, care vor încheia școala vineri 1 iulie. Sunt datele cunoscute, aceste date rămân. Compensarea se face printr-o săptămână de vacanță, perioada 3-10 ianuarie, pentru elevii din gimnaziu și liceu, printr-o a doua săptămână, renunțându-se la săptămâna școală altfel, pentru că tot acest an școlar, din păcate, este altfel, iar pentru elevii din învățământul primar se va renunța doar la școala altfel. Nu vor avea pierdere din vacanța de iarnă. Vom intra în vacanță în data de 23 decembrie, vor fi 10 zile vacanță de sărbători, elevii din gimnaziu și liceu vor reveni la școală pe 3 ianuarie. Elevii din clasele 0-4 vor reveni la școală pe 10 ianuarie. Domnule ministru, este o decizie care ține neapărat de Ministerul Educației, dar ce le răspundeți profesorilor care spun că și-ar trebui să vadă rata de vaccinare și când intră într-un spital sau într-o instanță de judecată? De ce doar ei? Sistemul de educație, domeniul educației, încă o dată reiterez mulțumirile pentru colegii din învățământ, a dat dovadă nu numai de disponibilitate de vaccinare, dar și de transparență maximă în raport cu oricare alt domeniu. Este un lucru pe care îl apreciez și îl subliniez de fiecare dată. Nu uitați că, în valoare absolută, numărul persoanelor vaccinate din învățământ este mai mare decât numărul persoanelor vaccinate în oricare alt domeniu, inclusiv în domeniul sanitar. Vorbesc în valoare absolută. Procentual, sistemul sanitar fiind mai mic din perspectivă numerică decât sistemul din învățământ, sigur că stă mai bine procentual în sistemul sanitar. Dar în valoare absolută, în învățământ, veți găsi cei mai mulți vaccinați din toată țara. Asta e legat. Acest aspect e legat și cu transparența pe care noi, în sistemul de învățământ, am demonstrat-o și care îmi place să cred că va fi urmată și în alte domenii. Apropo de transparență, verificați în concret această raportare a școlilor? Cu siguranță da. Cu siguranță da. Raportările sunt asumate la nivelul fiecărei școli, sunt asumate la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean, afișate la nivelul inspectoratului școlar județean și transmise Ministerului Educației. Îmi este greu să mă pronunț în numele părinților. Știu că există o singură organizație care vorbește în numele tuturor părinților din România. Bine, poate mai puțin în numele meu, pentru că și eu sunt părinte și nu mi-am dat dreptul de reprezentare unei singure organizații. Deci nu o să mă exprim în numele părinților, dar pot să vă spun că sunt impresionat de progresul ratei de vaccinare în rândul elevilor. În decurs de 2-3 zile am crescut numărul elevilor vaccinați cu cel puțin o doză de 12-15 ani, de la 90.000 la 96.000. Pentru elevii în vârstă de mai mult de 16 ani, numărul a crescut de la 250.000 la 259.000, în așa fel când în total avem un număr de 355.000 de elevi vaccinați, cu cel puțin o doză, ceea ce înseamnă 30% din numărul total al elevilor eligibili pentru vaccinare, respectiv al elevilor cu vârsta mai mare de 12 ani. Important este progresul, nu atât procentul de 30%, pentru că în prima săptămână de școală am avut 1.000 de elevi vaccinați în fiecare zi, în a doua săptămână am avut un număr de 1.700 de elevi vaccinați în fiecare zi, apoi în a treia săptămână am avut 2.500 de elevi vaccinați în fiecare zi, am ajuns la 4.600 de elevi vaccinați în fiecare zi, în ultimele zile am depășit 8.000 de elevi vaccinați în fiecare zi. În acest ritm, vreau să vă spun că elevii vor constitui un exemplu pentru noi, pentru întreaga societate, din perspectiva vaccinării. Sunt date certe, furnizate de către colonelul Valeriu Gheorghiță, direct din platforma de vaccinare. Mulțumesc pentru colaborare și cu CNCAV-ul, mulțumesc pentru colaborare și pentru Ministerul Sănătății, pentru că în acest fel putem să avem aceste informații în timp real. Aș vrea să vă încerc, dar și de reprezentarea părinților și elevilor, ați discutat cu aceștia, pentru că știu că au cerut ca să fie o modificare astfel încât în localitățile care depășesc pragul de 7 la 1.000 de locuitori, poate să dispună închiderea imediată a școlilor. Ați discutat despre acest lucru?
Am avut discuții și suntem atenți la toate punctele de vedere. Au fost luate în considerare toate aceste propuneri, toate aceste ipoteze de lucru. A fi luate în considerare nu înseamnă a căpăta automat și valoare de decizie. Întotdeauna voi fi și vom fi atenți la punctul de vedere al elevilor.